Mami și mămici, ne-am adunat astăzi la data de 25 ca să începem un training pentru sănătate. Vreau să aduc de adventar mulțumiri Novateca pentru un sustar care ne-l oferă. Este un serviciu nou de biblioteca, organizat de Biblioteca Publică Sătească și noi colaborăm cu medicii care avem posibilitatea să colaborăm. Dar, în primul rând, astăzi tot medicii și tot personalul medical îl reprezintă la noi astăzi doamna Veslava Margareta. Trainingul este cu planificat să aibă mai multă durabilitate și numește stand-up, imunitate, potează sănătatea. Adică noi trebuie să ridicăm, în primul rând, imunitatea pentru ca să ne simțim sănătoși. Antibiotice, că ele au și daunele lor pentru organismul nostru. Și aș vrea să facem acest training cu discuții, cu întrebări, să fim dezghetate, descătușate, că suntem noi, ne știm. Suntem în consăpieni unii cu alții și ne știm și să fim activi. Și iată, îi dau cuvântul doamnă Margareta. Mă zic în picioare, că eu cea mai bine îți eu la fel vă zic bună ziua la toate. Îmi pare rău că suntem foarte puțini astăzi, dar să fie așa, pentru început. Eu mi-am făcut că o să mai avem de mare, vreau să am una alta. Eu sper că nu o să luați nimic de aici. Ceea ce cunoașteți sau nu cunoașteți. Pur și simplu, am hotărât să ne mai prospătăm alea cu cunoștințele. Eu nu zic memoria, dar cunoștințele să le prospătăm, pentru că în multe lucruri noi, chiar și eu când eram tânără, mamică, am făcut multe greșeli, crescând copiii. Și sigur că și voi le faceți greșelile care vin din știință. Așa că nu le cunoaștem. Nu ne pare că dacă îți zici bunii care îți facem, așa e bine așa, da. Pe vremea aceea când erau bunii cele noastre și aveau copii, nici era poate atunci bine remediile cele care le făceau și metodele. Dar astăzi s-a schimbat totul. Odată cu modernizarea vieții, odată cu schimbarea și toate cum am și computatoarele și telefoanele astea mobile acum, știți că se schimbă și modalitatea de a trata un copil și de a crește un copil. De ce noi astăzi să începem după planul care a făcut doamna bibliotecară, începem un pic cu helmintează la copii. Toate mamele, știți ce înseamnă asta? Toate mamele se confundă cu întrebările astea. Și cu toate acestea că cunoaște multe din noi, multe mame, nu trag atenția în lucrurile astea. Îmi pare că așa trebuie să fie, dacă copilul ar chelmiți, acum îi zicem noi cu coroanele, nu e bun, așa trebuie să fie, da? Știți că asta e foarte și foarte periculos. În primul rând, vreo 2-3 ani în urmă, la noi salvați descoperise 100 de specii de chelmiți care trăiesc în organismul uman. Acum, mai ieri, chiar am ridicat eu niște materiale, s-au descoperit 200 de specii, adică încă 100 de microorganisme mici, care iată și nu se văd cu ochiul liber, nici la microscopul nu văd, dar trăiesc în corp omenesc. Nu zic de copii, dar la toți la noi. Vă dăm seama că în corpul nostru omenesc, viu, mai trăiește cineva acolo care totuși de sânge și mai bun de noi, da? De sânge. Fiecare element, fiecare moleculă, fiecare celulă nu distruge. Ne observând la noi, da? Deosebit la copii acum, aia, în zilele noastre, ani de zile, cele mai răspândite specii sunt trei specii.